Este la prima lui petrecere în casa Mireasa și l-am văzut de mai multe ori cu paharul în mână, l-am văzut și foarte prezent pe ringul de dans, a dansat toată seara, când cu Adriana, mai pe la începutul serii, și apoi foarte mult cu Iuliana, însă la un moment dat el stătea pe ringul de dans, dar nu mai dansa, pur și simplu stătea și a plecat, s-a ținut de bara aceea care duce spre dormitorul fetelor, scările, de fapt, care duc într-acolo și apoi a mers la unul dintre băieți, i-a spus ceva la ureche și cei doi au ieșit afară. Semn că Vlad a cam întrecut măsura și probabil avea nevoie de o gură de aer. Dacă mai țineți minte, în sezonul în care a fost Liviu, cu, care este cu Bogdana, și la el s-a întâmplat că atunci când deja întrecuse numărul optim de pahare, stătea pe ringul de dans, nu mai dansa, pur și simplu stătea acolo.